Romani, capitolul 3, de la versetul 16 la 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Amin. Vă rog să ocupați o pregătă și să rog. I-a spus fratele că, în general, acum vă opreați cu programul de serviciu divin, așa că voi căuta să fiu mai scurt cât se poate, ne îngăduiți. Și am înțeles că, în fapt, s-a început puțin mai târziu. Știți că perioada aceasta se sărbătorește 500 de ani de la Reformă. Poate ați auzit. Chiar vă invităm, nu știu dacă fratele pastor v-a anunțat de dimineață, marți, la Facultatea de Drept, este o întâlnire de sărbătorire a acestui eveniment și sunt frații noștri, fratele Oti Bunaciu, fratele Benoni Ardelean și mai mult fratele Daniel Mareș. Dacă puteți, marți, la ora 6, la Facultatea de Drept se sărbătorește. Va fi și un cor condus de fratele Caraman, cu melodii de la Reformă. Melodii care se cântau odată și nu era să vedeți ce a compus Luther, mă știu de. În seara aceasta, în câteva cuvinte, aș vrea să vorbesc puțin despre ce anume a condus Reforma. Poate unii știți, textul acesta l-a dus pe Luther la Hristos. Textul acesta pe care l-am citit, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece ne este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Când a citit și când a înțeles versetul acesta, fratele Martin Luther a fost născut din nou. Eliberat. El era un călugăr foarte sărbuincios. El, să știți, era mai sfânt decât noi. El se supunea la tot felul de lucruri și mătăni și făcea tot felul de lucruri. Nu își permitea lucruri pe care le permitem noi. Și cu toate astea, totdeauna se simțea păcătos și nevrednic în fața lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, când a citit textul acesta, Dumnezeu l-a eliberat. Și el a înțeles prin revelația Duhului Sfânt, pentru că sufletul lui se chinuia. El se ducea mereu la mentorul lui și zicea, am păcătuit, iar am păcătuit, iar am supărat pe Dumnezeu. Și mentorul lui a fost exasperat la un moment dat și a zis, du-te și fă un păcat mare, ca să ai de ce te pocăi. Nu mai veni la mine cu treabă, cu nimicuri. Nu venea cu nimicuri. Martin Luther stătea înaintea lui Dumnezeu cu adevărat și știa că în ochii lui Dumnezeu, orice ar face, e doar o haină înjită. Nu poate să satisfacă neprihănirea lui Dumnezeu. Și el a înțeles textul acesta că Dumnezeu oferă o neprihănire prin credință. Și fraților, știți că reforma pe care el a făcut-o, la un moment dat a fost un slogan care spunea Sola Scriptura. Sola Scriptura. Știți ce însemna lucrul acesta? Scriptura este revelația directă dată de Dumnezeu, fiind considerată autoritatea divină. Sola Scriptura. El a făcut deosebirea aceasta și a zis, numai prin Scriptură vorbește Dumnezeu. Amin. Știți că în vremea aceea catolici nu se orientau pe Scriptură. Era Scriptură, dar era mai întâi tradiția. Amin. Tradiția, fraților, conciliile, ei le au în istorie. Adică de-a lungul istoriei. Și Biblia era alături. Ba încă mulți au dat, din când în când, verdict să nu citești Biblia. Omorâți cu pietre dacă citești Biblia. Așa erau date hotărâri de-a lungul istoriei. Diversi papi. Și acum Luther a zis așa, Sola Scriptura. Numai Scriptura este revelația lui Dumnezeu. Scriptura este suficientă pentru credință și practică. Asta a înțeles el. E suficientă. Vrei să fii Sfânt lui Dumnezeu? Citește Biblia. Numai Biblia e suficientă pentru credință și practică. Adică nu ai nevoie de alte cărți. Vedeți, multe religii astăzi mai adaugă câte o carte. Nu vorbim de noi și nu vrem să blamăm pe nimeni. Dar sunt multe religii, nu numai cele tradiționale, ortodox, catolic. Dar vorbim aici și de adventiști, de mormoni și de alții care mi-au dat o carte, cartea lui Mormon, cartea lui Mormon. Și știți dumneavoastră, acum ce vreau să vă zic este un lucru. Fraților, doar Scriptura este inspirată de Duhul Sfânt. Amin. Amin. Să știți că și ortodoxi și Biblia lor, care o știți, au niște cărți apocrife. Și spun acolo, acestea sunt cărți apocrife. Cinste lor că au recunoscut. Pentru că e bine să citești mai ales Macabei, cărți istorice, sunt unele cărți de înțelepciune, dar fraților, să știm un lucru. Nu e același lucru cu Biblia. Nu e același lucru. Iar Luther a făcut descoperirea aceasta și a fost mântuit. Adică a fost eliberat. Dom'le, de ce l-a eliberat pe el când și-a dat seama că doar Biblia e cea care trebuie să o citim și să o practicăm? De ce l-a eliberat pe el? Încă două lucruri despre Biblie. Scriptura este clară în problemele de învățător.
Așa zic unii, doamne, nu citești Biblia, că așa spun bisericile tradiționale, nu citești Biblia, că te rătăcești, te încurci. Nu te încurci, nu te încurci. Biblia este clară în problemele de învățătură. Ce spune Iisus? Spune, tot ce voi să facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. În aceasta este cuprinsă toată legea și prorocii. Doamne, ce vrei mai scurt de atât? Ce vrei mai scurt? O singură regulă. Iisus, în divinitatea Lui, că trebuie să recunoaștem că are o înțelepciune care depășește IQ-urile noastre, a reușit să sumarizeze întreaga Biblie și prorocii. La o singură regulă, o singură regulă. Ce vrei mai scurt de atât? Dacă tot ce dorești să-ți facă ție oamenii, fă-le și tot la fel. Două reguli. Cei care au minte puțin mai multă, să zicem așa. Iubește pe Dumnezeu și iubește pe aproapele tău ca pe tine. Două reguli, toată Biblia. Doamne, ce mai simplu de atât? Și Pavel face trei. Dacă unii au mai multă minte, să gândească la trei reguli. Acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragoste. Dar cea mai mare dintre ele este dragoste. Fraților, toată Biblia are redusă la trei lucruri. Ce vreau să subliniez este următorul lucru. Scriptura este clară în probleme de învățătură. Hai să nu mai credem pe cei care spun Biblia, tocești, Biblia nu înțelegi. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dumnezeu a vorbit omilor ca să nu-i încurce, să-i descurce. Nu ca să le întunece mintea, să le deschidă. Și fraților, când înțelege Biblia, experimentăm și noi ca Luther. Pace. Nu mai turburăm cu nu-și pap. N-am pace, nu pot să dorm, nu pace. Ajută-mă, ajută. Vă spun ceva, ca și lucrător și dumneavoastră, cei mai în vârstă ați experimentat. Vine oameni apoi cu probleme. Și vin și stau telefon și te țin ore și ore și care tu, dacă spui două cuvinte. Și el vorbește tu. Știți ce am învățat de-a lungul timpului? Mergi și la Dumnezeu. Citește Biblia. Roagă-te lui Dumnezeu. Fraților, dacă nu au lumina Scripturii, ne chinim noi în zadar să iluminăm. Nu putem. Nu putem. Noi nu avem înțelepciunea lui Dumnezeu. Și fraților, cei mai înțelepți oameni sunt aceia care vă trimit la Hristos. Aceia care trimiteți pe alții la Hristos sunteți cei mai înțelepți. De ce? Biblia, Cuvântul lui Hristos, este cel care ne poate lumina, ne poate elibera, ne poate da pace. Scriptura interpretează Scriptura. Acum, dacă vreți și un ajutor, că unii zic, Domnule, Scriptura e grea, nu poți să o înțelegi. Iată aici și un răspuns. Petru dă răspunsul acesta, 1 Petru 1 cu 20. Spune că Scriptura, cealaltă nu se interpretează singur. Da? Pentru că Scriptura se tălmăcește prin Scriptură. Domnule, nu înțelegi un text, nu-i nimic, mergi mai departe. O să zic că la un moment dat Iisus ceva și o să lege cu ce. Nu știi tu. Citește mai departe. Pavel face niște legături, până la tot te luminezi. Fraților, Matei mereu în Evanghelie spune acest lucru ca s-a întâmplat, ca să se împlinească ce zicea prorocul Isaia. Acest lucru s-a întâmplat. Fraților, Scriptura se tălmăcește pe sine. Dacă nu înțelegi, la un moment dat o vei înțelege. E clar că anumite lucruri nu le înțelegem. Scriptura este un teren insondabil. Adică e Cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, sunt totdeauna lucruri pe care nu le înțelegi. Smerește-te și acceptă lucrul acesta. Dar ce privește Sfințenia, mântuirea, e foarte clară. E foarte clară. Vrei să ai viața veșnică? Crede în Iisus și fii mântuit tu și casa ta. Iar și simplu. Foarte simplu. Sau Iisus ne zicea, nu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelia că ce părăția lui Dumnezeu este aproape. Acum, fraților, vreau să vă zic ce s-a întâmplat atunci. De ce? Ca să nu se întâmple și astăzi. Uneori sub alte forme, dar același lucru. Ce s-a întâmplat atunci? Era o luptă pentru controlul maselor. Luther știa foarte bine ce face și el se lupta pentru controlul maselor. De ce? Luther încerca să treacă de sub controlul omului papal. Da? Papa, de ce interzicea ca oamenii să nu citească Biblia? Ca să aibă control asupra lor. Știți că vindeau indulgențe. Și dacă citeau Biblia, vedeau că indulgențele acestea nu mai merită să le plătești. Că Luther, când a citit Biblia, a zis, nu mai trebuie indulgență, nici mătări, nimic. Să mântuim prin har, prin credință. Și atunci a scăpat din mâna papei. Era o luptă de control, frate. Oamenii căutau să-i controleze pe oameni. Și Luther ce-a făcut? Nu i-a scos pe oameni din mâna papei, ieșiți de sub papa și duceți-vă unde? În hău, sau nicăieri? Nu! I-a zis, ieșiți de sub autoritatea papei și unde se intrați cu autoritatea cuvântului. El totdeauna, Luther, asta a făcut de fapt, fraților, reforma în mare parte a constat din traducerea Scripturilor în limba germană. Asta a fost bomba atomică pe care a dat-o el în veacul lui. Când a tradus Biblia, ăștia au nebunit. Deci asta a fost, de fapt, lovitura de grație. Pentru că dacă pui Biblia în limba poporului, ai, te-ai terminat. Așteaptă 3 luni până a fi toată și apoi să-l vezi că știi, știi bine, știi rău, că aia nu-i cum trebuie, aia nu-i corect.
fraților, asta a făcut Luther. Și era o luptă pentru control. Oamenii căutau să controleze pe oameni, da, sistemul papal. Și Luther a zis, nu, Dumnezeu are drept asupra oamenilor. Vrei să fii plăcut lui Dumnezeu, citește Biblia. Lasă pe oameni, lasă biserica. Și fiți atenți ce a spus Luther și Calvin mai târziu spunea același lucru. Nu Biblia, nu biserica a făcut Biblia. Eu e așa ce am să spun. Nu, ci Biblia a făcut biserica. Amin. O biserică, virgulă, care stă pe bazele Sfintei Scripturii este o biserică adevărată. Amin. Dacă o biserică iese din bazele Sfintei Scripturi, apoi poate să se numească așa, că ea nu mai este. De aceea spune și Scriptura, când Domnul Iisus, la un moment dat, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dacă tu nu faci ce este scris, poți să te numești biserică, cum vrei, baptistă, de care vrei, nu contează. Nu faci ce este scris, nu ești biserică adevărată. Și la fel este și cu creștinismul. Nu ești creștin dacă nu faci ce este scris. De ce zice, Doamne, Doamne, și nu faci ce eu poruncesc eu? Observați, Luther aici ne-a dus. Și anume, Biblia, fraților. Sola Scriptura. Numai ea este cea care ne ajută, ne sfințește și ne dă pace. Și apoi, fraților, Cuvântul lui Dumnezeu este revelația lui Dumnezeu. Dar numai Duhul Sfânt o face vizibilă pentru suflet. Asta este un alt lucru pe care Luther a încercat să-l scoată. Spune aici așa. Deoarece ne este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, și cel neprihănit va trăi prin credință. Luther a dat Biblia oamenilor. De ce? Mi se spune în Scriptură, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Ai, vrei credință? Vrei credință care să-ți dea neprihănire? Trebuie să iei Cuvântul. Dar acum Luther merge un pas mai departe. Iată ce spunea Luther despre Duhul Sfânt. Biblia este mărturie externă a lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt este mărturie internă a lui Dumnezeu pe care îl cunoști pe Dumnezeu. Amin. Și ne știm asta. Pentru că Iisus a spus, când vorbea cu Nicodim, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să vadă Împărăția lui Dumnezeu. Duhul știe că e Duhul Sfânt. Apa, să știți că e vorba de Cuvânt. Amin. Spune la un moment dat și Iacov a fost născut prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și Petru spune la fel același lucru. Acolo apa nu e apa botezului, să nu ne amestecăm, ci acolo când vorbește Iisus cu Nicodim, este apa Cuvântului. Noi suntem născuți din nou prin Cuvânt și Duhul Sfânt. Luther nu omite treaba asta. Și el spune, am tradus Biblia poporului german, dar în veacul lui, zice, fiți atenți, mai e nevoie de ceva. Mai avem nevoie de un ingredient. Avem Biblia, trebuie să fie Domnul. Mai avem nevoie de Duhul Sfânt. Acum știți ce făceau preoții în vremea lui? Ai dat Biblia oamenilor. Acum noi trebuie să mergem să le tălmăcim. Nu e adevărat. Și cel de Duhul Sfânt tălmăcești. Nu voi. Oamenii și acolo ar mai fi luat puțin control. Ai Biblia, dar nu înțelegi. Ha, ți-a dat Biblia, dar nu înțelegi. Să vii la mine să explic. Nu e adevărat. Și cel de nu. Duhul Sfânt este cel ce traduce Scriptura în sufletele noastre. Și lucrul acesta se vede în Ioan 3, unde Iisus vorbea cu Nicodim, cine se naște din apă și din Duh. Cele două produc nașterea din nou. Dacă citești Biblia și nu se întâmplă schimbări în viața ta, roagă-te lui Dumnezeu, roagă-te, Doamne, prin Duhul Sfânt, luminează-mă și prin Biblia. Să știți realmente, cine nu crede în Iisus Hristos, citește Biblia, dar nu-L pătrunde. Ateii o studiază în loc mai mult ca noi. Și că toate astea nu-i pătrunde, deci n-au Duhul. Și dacă n-ai Duhul, n-ai nașterea din nou. Nu te naște din nou cartea, dar prin Duhul Sfânt, Biblia te poate naște din nou. De aceea, Luther nu omite să spună lucrul acesta. Și fraților, omul este iluminat extern de cuvânt, adică eu cu ochii mei văd Biblia, da? Atât văd. Pe Duhul Sfânt nu văd cu ochii fizici. Dar intern, Duhul Sfânt lucrează din plină în mine ca să-mi explice cuvântul lui Dumnezeu. Zice Iisus, Duhul Sfânt va lua din ce este al meu și mă va descoperi vouă. Vă va aduce aminte de cuvintele pe care eu vi le-am spus. Și acum noi citim Biblia, știi ce face Duhul Sfânt în inimă? Asta a vrut să zică Iisus Florin. Asta a vrut să zică Iisus Costi. Marina, Duhul Sfânt ne explică fiecare ce a vrut să zică Dumnezeu. Citești Biblia. Și am văzut un glas în minte. Da? Auzi o voce în sufletul tău. Și de ce? Pentru că Duhul Sfânt este la lucru. Ce vreau să spun? Care este, de fapt, lucrul esențial în această chestiune? Când Luther vorbește despre Duhul Sfânt, știți unde ajunge? Nevoia de Hristos. Ioan Botezătorul spune așa. Eu vă botez cu apă spre pocăință, zice Ioan Botezător. Dar cel ce vine după mine, vă boteza cu Duhul Sfânt. Okay. Vrei Duhul Sfânt ca să înțelegi Biblia? Și ca să fii născut din nou? Vino la Iisus. Numai El îți va da Duhul Sfânt.
Și de aceea, fraților, este foarte spiritual acest demers. Vedem că Dumnezeu l-a luminat, de fapt, încât a zis, nu doar Biblia, ci și Duhul Sfânt. Asta ne trimite la Iisus. Că dacă cineva vrea să știe, băi, cine e Duhul Sfânt? De unde să iau Duhul Sfânt? Cum să primesc eu Duhul Sfânt? Pocăiește-te. Vină la Iisus. Că Ioan spune, eu am botezat cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine, adică Iisus Hristos, El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Iată, fraților, cine ne umple pe noi cu Duhul Sfânt. Vină la Iisus dacă vrei mai mult Duhul Sfânt. Apropie-te de Iisus dacă vrei mai mult Duhul Sfânt. Și atunci, tu, de fapt, ajungi să înțelegi Cuvântul lui Hristos mult mai bine și toate lucrurile sunt clare. Observați că Domnul Iisus, când s-a întâlnit cu cei doi ucenici pe drumul către Damasc, ei nu înțelegeau Scripturile. Erau triști, erau supărați și că le-a deschis mintea ca să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, asta face și Duhul Sfânt astăzi, când cineva vine la Iisus, când cineva se predă Domnului Iisus. Și un ultim lucru, fraților, este că adevărata neprihănire duce la fapte bune, nu invers. Cum erau catolici? Catolici erau cum erau și ortodoxi și cum tinde firea noastră pământească și astăzi să facă. Și anume, faceți fapte bune ca să fiți neprihăniți. Faceți fapte bune ca să fiți neprihăniți. Știți ilustrația aceea cu balanța. O balanță, fapte bune, fapte rele. Care e mai grea, aia câștigă. Nu e așa, fraților. Știți că, poate știți, cei mai în vârstă, poate știți, bătrânii noștri aveau obiceiul să zică exemplul acesta. Dacă o bucătăreasă pune la un cozonac 5 ouă bune și unul stricat, cum iese cozonac? Stricat, că trebuie să le știu. Dar de ce, Doamne? Că a pus mai multe bune decât stricate. Și mai unul ăla nu se simte rău. Nu e adevărat? Nu e adevărat? Legea naturii spune ăla stricat, stricător. Doamne, dacă la bucătărie așa, apoi era să veste și în suflet, cu atât mai mult în suflet. De aceea nu poate fi valabil, fraților, fapte bune, fapte rele. Dar ce e valabil? S-a zis și la program. E valabil sângele lui Hristos. Amin. Dacă tu vii la Dumnezeu cu pocăință și recunoști și îi mulțumești, Doamne, mulțumesc că am murit pentru și pentru păcatele mele. Știi ce face Iisus? Șterge toată vinovăția, dar de acolo ești născut din nou. Și atunci poți să faci fapte bune pentru Dumnezeu, pentru că îți vor fi socotite. Faptele bune fără Hristos se pierd. De ce? Pentru că nu se ridică la standardul lui Dumnezeu. Dar dacă tu faci fapte bune după ce ai crezut, de acolo tu zidești pe temelia lui Hristos și tot ce faci se adună. Iisus spune, un pahar de apă nu se mai pierde de acum. Dacă îmi dai numele lui Iisus, nu mai pierzi pe spate. De aceea, Luther explică și lucrul acesta, așa nume, faptele bune sunt bune, dar numai după mântuire, după Hristos. Iată cum spune aici. Noi nu respingem faptele bune, din contrivă le aprobăm și le predicăm cu toată încredințarea. Noi nu le dezaprobăm din cauza faptelor în sine, ci din cauza acelei adăugiri falsificate și a noțiunii perverse că îndreptățirea s-ar căpăta prin ele. Aceasta este un citat al lui Martin Luther. Și anume, el era foarte înverșunat asupra ideii, faci fapte bune ca să fii mântuit. Nu mai înșelați pe oameni. Nu poți să fii mântuit dacă faci fapte bune. Și săracii stăteau în genunchi pe coș de nuci, în genunchi pe treptele acelea la catedrală să... Și să chinuiau semanii să facă fapte bune, sperând că poate, poate vor fi iertați de Dumnezeu și primiți. Și Luther le spune, asta este o mare greșeală. Chinui omul de pomană, degeaba. El nu se va mântui niciodată prin faptul. Vrea să fie mântuit numai la jertfa lui Iisus. După ce ai mers la jertfa lui Iisus, atunci tu poți să zidești, da, pe temelia care este Iisus Hristos și totul ți se va socoti. Toate faptele bune sunt primite, dar ca și dovada mântuirii, nu ca și cauză. Dacă cineva face fapte bune înainte să fie mântuit, el s-ar mândri de faptele lui. Și zice, uite, am făcut fapte bune, deja m-a primit. După ce te pocăiești și faci fapte bune, știți cum se trec, în ce cont se trec? În contul recunoștinței. Dacă Dumnezeu m-a iertat pe mine, acum se cade și eu să iert pe la Dumnezeu de aproape de mine. Dacă Dumnezeu s-a îndurat de mine, acum se cade și eu să mă îndur de aproape meu. Și toate faptele bune sunt socotite ca și recunoștință pentru ceea ce mi-a făcut Dumnezeu și așa dorește Dumnezeu. În concluzie, fraților, reforma a fost, de fapt, modalitatea lui Dumnezeu de reabilitarea Bisericii, de trezirea Bisericii. Lucrurile nu ar fi continuat dacă nu erau temeiate pe adevăr, adică pe cuvânt. Hai să fim sinceri. Mulți cunoșteau Scripturile, limbile originale. Dacă Luther ar fi fost așa un, hai să zicem, divaș, să-i lege pe, știu, catolici, s-ar fi dovedit în timp. Nu, fraților. A
fost o mișcare a Duhului. Acolo a fost o trezire. O trezire a creștinătății, a bisericii și știm bine că au fost mulți alții înaintea lui. Au fost mulți alții. Dar n-a fost ceasul, n-a fost timpul, au fost mai puțini, au fost altfel. Dar, fraților, aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Modalitatea lui Dumnezeu de a, de a trezi. Mijlocul prin care Dumnezeu a lucrat, reforma a fost în mare prin cuvântul Său. Luther a avut putere datorită cuvântului. El nu a avut nimic deosebit și el a mărturisit. De la mine a fost greu când am tradus Biblia, așa spune el. Și după aia reforma a făcut o Biblie singură. Da. El stătea cu prietenii lui, discuta, mai mergea la o întâlnire. Biblia pe care a tradus-o și avantajul lui a fost și asta, se spune că ceea ce a dictat succesului s-a inventat tiparnița. Doar cu câțiva zeci de ani înainte ca el să facă reformă. Tiparnița ce înseamnă? Nu mai scrie oamenii cu mâna să arunc banii de ei. De venea tiparnița aia, ca la noi acum Xerox, dar era un Xerox mai greu, așa. Și când a apărut tiparnița, asta a fost șansa lui Luther ca să facă reforma. De ce? Păi atunci se multiplicau scripturile în grămadă, în viteză, știți? Și când era viteză, papa nu mai putea să facă față, toată Europa își cunoștea, știa. Și gata, asta a fost șansa. De aceea, probabil, spun mulți, dar oamenii care au studiat evenimentul, probabil a reușit. Pentru că a putut fi informată mai repede la populația. Vedeți de când a apărut Facebook-ul, că oamenii ăștia pierd echilibrul în Europa și Angela Merkel ce spunea la cel cu Facebook, mai vezi că aici e război la noi în țară din cauza Facebook-ului. Când oamenii comunică mai repede, totul este mai rapid. Și papa n-a putut să facă față pentru că a apăruse Facebook-ul. Pe vremea lui Dumnezeu, adică tiparnița lor, da, era Facebook-ul lor. Și când a apărut treaba aia, gata, i-a pierdut pe oameni de sub control. Dar lucrarea a făcut-o cuvântul. Cuvântul care a putut să răspândească rapid în vremea aceea, în limba lor. Papa o ținea doar în latin. Și fraților, Dumnezeu poate să facă lucruri mari atunci când un om se pune la dispoziția lui. Astfel lecție pentru noi. Un singur om ce a putut să facă. De ce? Pentru că s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și ce a cerut Dumnezeu să facă? Să facă imposibilul? Nu! Citește Biblia. Scrie Biblia. Dă-o mai departe. El a predicat-o la el în biserică, dar biserica lui se spune că erau mulți. Erau așa ca ale noastre. 100, să-și puțin, așa erau bisericile atunci. Mai jos de 100. Și el predica biserica lui modestă. Bisericile își dăduse toate statuile, icoanele, tot. Altarul era bun, gata, tot se schimbase, exact ca la noi acum. Și el predica la fel ca noi astăzi. Razul noi a fost lucrarea. Lucrarea a fost tipărirea celor scrisori, adică a Bibliei. Și fraților, când un om se pune la dispoziția lui Dumnezeu, El însuși Dumnezeu călăuzește ce să facă pentru ca lucrarea să biruiască. Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, să vă puneți la dispoziția Lui și să faceți mari lucruri pentru Dumnezeu. Amin. Amin.